Chiar a murit Iisus Hristos răstignit sau totul e doar o poveste? Speranța evreilor de veacuri era că va veni cândva un Mesia, un Salvator pentru ei, care îi va elibera de sub orice ocupație străină și va face un popor liber, autonom și prosper. Secolul I al Palestinei nu se potrivea mai bine pentru apariția unui astfel de Mesia, care să scape de stăpânirea romană. Pe cât de puternic era resentimentul evreilor față de ocupanții romani, pe atât de fierbinte era dorința lor ca să vină odată acest liberator mesianic. Prin prisma acestor așteptări, Iisus nu putea nici de cum să fie un astfel de Mesia, deoarece ei aveau în mintea lor un Mesia de genul Terminator, care să distrugă tot, să facă curat în jurul lui. Nu au un Iisus blând care la orice palmă primită învăța că trebuie să întorci și celălalt obraz. Și atunci evreii l-au considerat un impostor, care mai și blasfemia, spunea că este Fiul lui Dumnezeu, deci trebuia să moară. Asta au decis bătrânii iudeilor. Dar întrebarea principală este, chiar a murit Iisus Hristos? Sau putea cumva să scape cu viață din toate acestea? Din ce ne spun sursele antice, se pare că nu. Răstignirea era una dintre cele mai barbare metode de execuție și Iisus Hristos a avut parte de acest tratament. După ce a fost pronunțată sentința de condamnare a lui Iisus la moarte, el a fost dezbrăcat și biciuit înainte de a fi răstignit, așa cum era obiceiul roman al vremii. Doctorul în medicină Alexander Metterl, de la Universitatea din Miami, unul dintre distinșii medici ai acestui secol, explică întreg procesul și vă citez. Soldatul folosea un bici din împletituri de paie cu biluțe din metal prinse în ele. Când biciul lovea carnea, aceste biluțe provocau vânătăi sau contuzii adânci, care se deschidau dacă mai urmau lovituri. Și biciul mai avea și niște bucăți ascuțite de os, care tăiau foarte adânc în carne. Spatele era atât de sfâșiat încât o parte din coloană se vedea uneori prin tăieturile extrem de adânci. Loviturile coborau de la umeri până la spate, la șezut și partea din spate a coapselor. Era pur și simplu cumplit. Pe măsură ce continua biciuirea, rănile ajungeau până la mușchii scheletici de dedesubt și produceau fâșii tremurătoare de carne sângerândă, atârnând de corp. Venele victimei erau dezvelite și se vedeau până și mușchii, tendoanele și intestinele. Mulți oameni mureau în urma unui astfel de tratament și nici măcar nu mai apucau să fie răstigniți, sau cel puțin victima experimenta o durere cumplită și intra în șoc hipovolemic. Ei bine, Hristos a supraviețuit prime etape, aceea a biciuirii, și a fost dus la partea a doua, răstignirea. Această metodă de execuție era la ordinea zilei în Imperiul Roman al secolului I. Era o moarte sigură, dar nu rapidă, de niciun fel. Puteai supraviețui atârnat pe cruce multe ore sau chiar până la 3 sau 4 zile în agonie și chin. Ți se băteau în încheietură, nu în palmă, cum vedem în diferite poze, în încheietură, ți se băteau piroane lungi de 18 până la 25 de centimetri, care secționau pur și simplu nervul median. Știi acea durere când îți lovești cotul puternic de un obiect? Ăla e nervul median. Pe cruce te durea așa timp de câteva ore sau zile. Brațele ți se alungeau vreo 20 de centimetri, iar umerii ți se dislocau, cedau pur și simplu sub greutatea corpului. Întâi îți scădea tensiunea la jumătate, iar pulsul se dubla, inima o lua la galop. Prea puțin sânge mai ajungea la inimă în partea superioară, iar victima leșina rapid și repetat. Pe stâlpul vertical, crucificatul avea un suport unde își putea pune picioarele, în care se împingea din când în când și lupta pentru respirație. În acest moment de relax, sângele urca în partea superioară a trupului, iar omul revenea la cunoștință din nou. Apoi, după detensionare, durerile erau și mai cumplite și victima din nou leșina. Când tortura celui răstignit trebuia să ia sfârșit, se aplica crucifragium, adică zdrobirea picioarelor cu o măciucă. Victima nu-și mai putea susține corpul pe acel suport mic și intervenea insuficiența coroniară. Apoi urma decesul pe loc. Prin absurd să spunem că Iisus Hristos ar fi supraviețuit și acestei maltratări fizice, psihice și emoționale ale crucificării, care era de-a dreptul insuportabilă. Dar a urmat partea a treia, străpungerea intercostală cu lanci a soldatului roman. În urma acesteia a curs apă și sânge. Descoperirile secolului 20 au adus credibilitatea asupra acestei acțiuni. Sângele și apa curse din trup se datorează străpungerii săculețului din jurul inimii, pericardul, care e plin de apă. Astfel, la momentul străpungerii au avut loc două scurgeri.
una pericardică din pericard, de unde a curs apa, care a ieșit prima, și una pleurală, din inimă, sângele care a ieșit la scurt timp după apă. Deci, chiar dacă Iisus nu murise înainte de a fi străpuns cu sulița, acea lovitură i-a adus moartea cu siguranță. Unii au afirmat că întreaga scenă a morții Mântuitorului ar fi fost regizată de el și de ucenicii săi. Au apărut chiar teorii ale conspirației, dar niciunele dintre ele nu au succes. De ce? Pentru că totul despre moartea și răstignirea și chiar învierea lui Mesia era prezis cu câteva sute de ani, distanță de moartea lui Iisus, prin profeții Vechiului Testament. Mulți au spus că e vorba de multe coincidențe, de făcături, de potriviri de situații și așa mai departe. Bun, să zicem că ai putea ticlui una sau două preziceri despre moartea ta, dar nu cred că poți hotărâ unde să te naști, într-un sătuc din Galileea de circa 1000 de locuitori, să te naști dintr-o fecioară, să ai un predecesor care să vorbească despre misiunea ta și scopul tău pe acest pământ, cum a fost Ioan Botezătorul, să fii trădat de cel mai bun prieten, de Iuda Iscarioteanul, pe o sumă exactă, 30 de arginți, și să se prezică cu 800 de ani înainte de inventarea metodei de execuție prin crucificare, faptul că mâinile și picioarele lui Mesia vor fi străpunse. Interesant. Apoi, detaliile fac și mai imposibilă conspirația. Trasul la sorți pentru cămașa lui la piciorul crucii de către soldații romani în bagiocură, faptul că lui nu i s-a aplicat crucifragium, cum era normal, zdrobirea picioarelor, doar celor doi răufăcători care au fost executați în acea zi cu el, străpungerea cu suliță în coastă sau faptul că a fost înmormântat într-un cimitir aristocrat. Și acum câteva lucruri interesante despre această metodă de execuție. Răstignirea este de fapt o moarte prin asfixiere. Nimeni nu poate să se prefacă prea mult timp că nu poate să respire, nu? Apoi, romanii considerau răstignirea atât de crudă și degradantă încât ei nu o aplicau ca metodă de execuție cetățenilor romani, cu excepția celor care se făceau vinovați de înaltă trădare. Mai mult, pentru descrierea suferinței unui om crucificat s-a inventat chiar și un cuvânt, atroce, ați auzit de el, și literal înseamnă de pe cruce. Nu mai existase niciun cuvânt până atunci care să descrie această traumă inumană a crucificării. Tot interesant este și următorul detaliu. În majoritatea proceselor vremii și chiar și astăzi, acuzații sunt judecați pentru ceea ce se presupune că au făcut. Iisus Hristos a fost acuzat, biciuit și răstignit pentru cine pretindea a fi. Dacă ar fi să ne punem și întrebarea cine l-a omorât pe Iisus, am putea concluziona că ea a fost provocată de anumite prejudecăți și dezamăgiri ale evreilor vremii, inițiată de Iuda, un prieten foarte apropiat, dar trădător, orchestrată de cărturari și mari preoți ai iudeilor, dictată de Ponțiu Pilat, guvernatorul, și pus în aplicare de către soldații romani. Este adevărat. Dar Iisus a fost răstignit pentru păcatele omenirii, ale tuturor oamenilor, pentru păcatele mele și ale tale. Dincolo de realitatea istorică a crucificării lui, trebuie să privim spre scopul suprem, dragostea lui Dumnezeu întrupată și crucificată pentru noi, oamenii. Credința în el înseamnă a crede, a primi și a deveni. Moartea și învierea lui Iisus Hristos sunt cele două pietre de temelie ale creștinismului. Vreau să vă pun o întrebare. Dacă ar fi fost să priviți din avion acum 20 de secole Imperiul Roman și mișcarea creștinilor, căruia dintre cele două le-ați fi acordat mai mult credit? Despre care ați fi spus că va dă, nu-i veșnic, știu, despre Imperiu. Totuși, ruinele lui abia se mai văd acum, gloria a apus, dar creștinii urmașii lui Hristos sunt în toată lumea, sunt pretutindeni astăzi. Și mai ciudat este faptul că noi ne punem numele copiilor Petru, Cristian, Pavel, Andrei, nume de ucenici, dar câinilor noștri le pune numele de Nero și Cezar. Acesta a fost clipul numărul 5 din seria Provocări Biblice. În următorul episod răspunde la întrebarea: chiar a înviat Iisus Hristos? Din moment ce am dovedit astăzi că a murit, chiar a înviat Iisus Hristos din morți? Rămâneți cu bine și nu uitați să vă abonați la acest canal de YouTube. Dacă aveți comentarii sau diferite întrebări pe care vreți să ne le lăsați, lăsați-le la secțiunea de comentarii. Toate cele bune!